Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă ediție a podcastului Conexiuni între generații al proiectului Alumni Insert, proiect finanțat prin competiția Fiind Centru, ediția 2021-2022 a Universității Transilvania din Brașov. Eu sunt gazda dumneavoastră Rare Stanciu, după cum v-am obișnuit, student la Facultatea de Sociologie și Comunicare, iar invitată de astăzi este doamna Adela Brazu, absolventă a Facultății de Științe Economice și Administrare a Facilor, actualmente director grup retail la BCR. Bună ziua, doamna Adela! Bună ziua! Și mulțumim foarte mult că ați acceptat invitația. Eu vă mulțumesc de invitație, recunosc că am emoții. E este normal. Prima participare de acest gen, așa că dacă am emoții, sper să mă ajutați să mi le depășesc. Pentru o încercare de a vă risipi emoțiile, ne puteți spune, vă rugăm, ce înseamnă meseria pe care o aveți în prezent? Uh, meseria pe care o am în prezent este și nu legată cu ceea ce am absolvit, dar este legată de ceea ce am învățat în cadrul universității conduc o echipă formată din oameni foarte faini, care interacționează în fiecare zi cu clienții ai băncii, atât persoane fizice cât și juridice. Sunt suportul lor, sunt colega lor și încercăm să împreună să găsim soluții pentru activitatea de zi cu zi și pentru clienți, evident. Păi, cum de nu, nu se lea de ceea ce ați absolvit? Ce anume ați absolvit? Și cum? păi, eu am absolvit în anul 1998 Inițial am ales ca și opțiune secția de, de comerț marketing. Ulterior, din anul 3, puteai să faci alegerea de a trece către secția de turist servicii. Alegerea a fost făcută, așa, copilărește, strict bazată pe faptul că suntem într-o zonă cu potențial turistic. Am înțeles. Bine, păi atunci o să sar peste întrebără cu de ce ați ales facultatea și o să ne mutăm de la dacă vă așteptat programul de practică, că sunt convins că ați avut un program de practică în anul 1 și 2 și probabil și 3. Foarte sincer, nu prea ne a ajutat, pentru că programul de practică a însemnat o vizită de o zi la un hotel care nici nu cred că mai este funcțional în Brașov și că mai a fost practică. Și <laughs> <laughs> nu din, să zic, din fericire pentru voi, ceea ce se întâmplă astăzi legat de practică și cât de serios, în serios o iau studenții, diferă foarte mult de ce se întâmplă atunci, pentru simplu fapt că nici uh, companiile, așa zis, la momentul respectiv nu aveau această deschidere către practicanți. Ceea ce astăzi, pentru mine e o mare bucurie să vină un student de la universitate să zică vreau să fac practica la BC, BCR. Înțeleg. Cum vedeți orientarea în carieră în România? Să vă spun cum am orientat eu în carieră ca să ajungem la răspunsul întrebării dumneavoastră. Orientarea în carieră a fost foarte simplă. În anul 1998, cererea pe piața muncii era legată de agenți de vânzări și de contabili. Contabilitatea n-a fost nici punctul meu foarte, nici marea mea iubire și, în concluzie, am zis, ok, îmi place să vorbesc, sigur mă voi descurca în vânzări. Și pentru că nu-mi doreau să stau, să stau foarte mult, să aleg foarte mult joburile, în octombrie am ales să mă angajez ca agent de vânzări în cadrul unei companii care producea mobilă, există pe piață și în ziua de azi pe piața Brașovului, dar e foarte funny că la momentul respectiv alegerea jobului se făcea te duceai, îți cumpărai ziarul, vedeai anunțurile și cam asta era în materie de posibilități, să zicem, de comunicare a intenției de a te angaja. Mergeai la interviu, evident, partea asta a rămas. Pe când acum generația voastră are cu totul și cu totul alte, să zic, în primul rând, accesul la parte de tot ce înseamnă media, gadgeturi și așa mai departe, plus că din punctul meu de vedere, acum lucrurile s-au schimbat. Absolventul alege angajatorul, pe vremea aceea, angajatorul alegea absolventul. Uh -huh. Să zic că asta este o mare, o mare diferență și o mare șansă pe care generația voastră o are și pe care, din noastră, a noastră, n-a avut-o. evident, cu plusuri și minusuri și sí, toate perioadele. Dar cum vi s-a părut trecerea de la absolventă la angajator? N-a fost o trecere... Foarte complicată pentru că, în timpul facultății, am ales și joburi din acelea de promotor, care ți aduceau un venit foarte bun și undeva un pic de independență financiară. Nu trebuia pentru ceea ce îți doreai să te duci să ceri părinților, respectiv, în cazul meu, bunicilor care m-au crescut, să, să cer bani. Și atunci am. Pot să zic că am fost promotor. Voi sunteți prea tineri, nu știți? În cadrul proiectului Tang, okay. Craft Jacobs, pe vremea respectivă, okay. adusese în România un suc instant care okay. se promova, era o, o nebunie, o groază de echipe um, desfășurate în magazine care acum nici nu mai există. Uh, pentru a promova acest produs în România și alte, tot felul. Erau niște proiecte în care uh, studenții erau implicați destul de, de tare uh, prin intermediul AESEC. Da, ok. N-am fost membra AESEC, recunosc, dar aveam foarte multe cunoștințe în, în zona aceea și și astăzi când ne întâlnim, ne salutăm, ne întrebăm ce facem și prin prin aceste joburi de o zi, două, trei, o săptămână, cumva am, am înțeles ce înseamnă statutul de salariat, ce înseamnă să prestezi ceva pentru care să primești o remunerație. Nu a fost foarte complicată trecerea de la statutul de student la statutul de angajat. Înțeleg. Asta ce mi-ați povestit acum a fost o oportunitate pe care v-a pus-o la dispoziție universitatea sau ați găsit-o? O, o Cunoscându-i pe acei colegi care lucrau în ISEC, practic, știi, ne întâlneam pe holuri și, hei, uite, am un proiect. Ei lucrau cu o agenție foarte puternică de promovare, se numea Mercury România. Și Mercury, practic, gestionată de proiectele acestea de promovare pentru produse noi. Și atunci, cred că așa, nici nu mai mi-aduc aminte, recunosc, că așa a fost prima mea uh, tangență cu acest gen de proiecte. Ei, hey, uite, avem nevoie de niște promotărițe, vi. Ok, vin, de ce nu? Înțeleg, deci a fost oarecum indirect. Să zic. Exact, exact. Ok, dar dacă asta nu a fost ceva pus la dispoziție de universitate, v-a pus alte lucruri? alte lucruri în afară de cursuri cu niște profesori aruncați în vâltoarea um, democrației, da, tranziției către democrație și care au încercat să-și adapteze curicula, modul de adresare, modul de abordare. Unii dintre ei pot să spun că chiar au reușit și au fost materii la care cu drag ne-am dus pentru că ne prezentau chestiuni legate de antreprenoriat, de marketing, erau niște chestii senzaționale. În rest, accesul la educație, ca să zicem așa, încercarea de a face lucrurile mai bine decât s-a întâmplat până în 1989 și cu niște profesori motivați să aibă niște studenți care să, să fie pregătiți pentru ce urma să fie. Nici noi nu știam ce urma să fie, dar eu zic că într-un fel sau altul au reușit și sunt foarte mulți absolvenți de Universitatea Transilvania care au ce spune vis-a-vis -vis de ceea ce au făcut, cum au ajutat universitatea mai departe în proiecte și eu mă bucur și sunt foarte mândră că am terminat Universitatea Transilvania și recunosc că atunci când îmi vin CV-uri spre recrutare, mă uit ce universitate și întotdeauna mă gândesc că ok, Universitatea Transilvania a făcut ceva școală. Deci, e da. făcută tranziția atunci și acum, nu? Da, e total, total diferit. Dar ce este ASECU? ASECU este o organizație foarte puternică în rândul studenților. Practic este Asociația Internațională a Studenților la Științe Economice și Comerciale. E o asociație care ajută foarte mult studenții pe vremea când eram eu studentă, puneau în legătură, așa zis, un mediu de business, că erau foarte puține companii în Brașov, era craft și câteva companii locale, conex și cumva oportunitățile de joburi ajungeau foarte repede la ei. Și oportunitățile de proiecte gen aceste sampling-uri, e o chestie foarte faină și mă bucur să văd că și astăzi această asociație există și că ajută studenții într-un fel sau altul în, în, cum să zic, în relația cu universitatea, în relația cu mediul de business. Până la urmă, asta, asta este rolul asociației studenților. Cum caracterizați piața, piața locurilor de muncă de atunci și acum? Păi atunci căutai tu joburile. Acum, în această perioadă, joburile te caută pe tine și te caută asidu, și toată lumea își dorește absolvenți bine pregătiți, gata să livreze, care știu, și uh, universitățile sunt foarte implicate, și Universitatea Transilvania e foarte implicată în relația cu mediul economic. Își dorește foarte mult să afle ce își dorește mediul economic de la acești absolvenți, astfel încât să poată să-i pregătească cât mai bine. Și um, știu că în fiecare an ni se cer statistici vis-a-vis -vis de câți studenți am angajat de la Universitatea Transilvania, adică e foarte important că fac și acest follow-up uh -huh. uh, vis-a-vis de integrarea studenților în mediul uh, economic. Eu cred că studenții și absolvenții sunt într-o uh, perioadă extrem de favorabilă lor. Pentru că au foarte multe șanse și oportunități și au posibilitatea de a, de a le alege pe, pe care le simt ei, pe cele care le simte ei confortabil și, cum să zic, care rezonează cu așteptările le lor legate și de stilul de viață, pentru că generația de astăzi este foarte orientată spre stilul de viață și spre ceea ce se întâmplă după job noi eram atât de dornici să dovedim, să construim, să facem, încât nu ne mai gândeam la ce urmează după job. Evident că nu erau și atât de multe oportunități în petrecerea timpului liber, în dezvoltare personală, în acces la informații, dar pentru voi, cei de astăzi, este excelent ce se întâmplă. Și eu mă bucur că a ajuns momentul în care absolventul alege angajator, pur și simplu. Dar cum vedeți profilul acesta al absolventului de succes? Eu o să vă răspund așa. Am un băiat de 16 ani jumate și întotdeauna m-am gândit spre ce să-l ghidez. Și m-am gândit, ok, ca să te adaptezi în nebunia asta de tot ce înseamnă tehnică, mișcare, joburi care poate azi sunt, peste 20 de ani nu vor mai fi sau 10, absolventul de succes trebuie să fie curios, dornic să, să parcurcă, parcurcă, și zona aia de self-study, să fie adaptiv și comunicativ. Eu cred că dacă ai ingredientele astea și știi să faci un mix între ele, nu ai cum să nu te adaptezi la un job, nu ai cum să nu înveți și să nu ai cum să nu-ți livrezi ceea ce ți-ai propus ție și ceea ce așteaptă angajatorul de la tine. Și nu ar fi benefic să aibă și hard skills sau soft skills în portofoliu? Uh, aici e o bună întrebare. Dacă nu are hard skills, uh, cu soft skills, ar putea să nu supraviețuiască. Cum, așa? <laughs> Depinde spre ce zonă merge. Uh, dacă vorbim de cei din zona IT, uh, hard skills-urile sunt. Știu, dar have. Noi vorbim de mediul economic. No? Da. Uh, în zona noastră chiar dacă sistemele și procesele, respectiv dobânda, nu se mai calculează manual, totul e... Trebuie să știi, să ai și hard skills-urile, pentru că la un moment dat s-ar putea să te întrebe un client de ce e atâta și nu e atâta. Și măcar un calcul de dobândă basic mm. trebuie să știi să faci din cap până îți face... Calculatorul. Da, dar dacă mă întrebați pe mine soft skills-urile, bat hard skills-urile, pentru că cu soft skills și cu determinare, poți să mai acumulezi și în zona de hard skills. Acum, tu știi mai bine că ești în, într-o zonă în care studiezi mult mai amplu. Da, dar aici am venit să ne <laughs> împărtășim din experiența <laughs> noastră, nu să eu. ce caut la, în momentul în care recrutez, am dat șanse și celor care nu aveau hard skills-uri, dar aveau potențial, și am dat și celor care aveau hard skill, soft skills și nu aveau hard skills, deci cumva am încercat să văd cum se integrează în echipă, dacă poate pe viitor, prin training, să substituie ceea ce n-a învățat la facultate. Uh -huh. da. Și, că tot vorbeam de asta cu învățatul la facultate, recomandați să se angajeze pe timpul facultății? Bineînțeles, deci eu mi-am încurajat fiul, să lucreze pe timpul verii. Ar fi vrut să lucreze mai repede, doar că legea nu i-o permitea. Și a fost o experiență foarte bună pentru el, pentru că un părinte când vine acasă, de multe ori zice, Aole, eu sunt obosit astăzi, nu știu ce mai vrei de la mine. Nu înțelegea chestia, aia, chestia asta. Și în momentul în care s-a apucat să lucreze o lună, șase ore, venea, vai ce obosit sunt. Ei, cum sună asta? Acum mă înțelegi și tu pe mine. Plus că îi dă un un sentiment așa de independență financiară, o mai bună înțelegere a ceea ce înseamnă să-ți cheltuiești banii. Uh -huh. Asta e o zonă în care generația noastră, să zic, a avut de suferit pentru că nu am făcut cursuri de educație financiară și cumva s-a simțit lipsa asta. Băncile din România și PCR-ul chiar a fost un pionier în zona asta uh, și împreună cu Universitatea Transilvania chiar am avut un proiect care a intrat în Guinness Book. Uh, uh, cea mai uh, ora de educație financiară cu cel mai mare număr de participanți uh, la o altă s-a desfășurat în mai multe centre și în Universitatea Transilvania, cred că am avut în aula undeva în jur de 500 de participanți. Felicitări. Filmat, uh, a fost, deci a fost un succes uh, uh, răsunător. răsunător. da. Și zona asta de educație financiară, generația de acum e mult mai mai atentă, să zicem, la cum câștigă banii și la cum îi cheltuiesc, încă nu. Depinde de voi. fiul meu sigur nu este, este, cum îi câștigă, e atent, dar cum îi cheltuiește, deocamdată nu. Da, e, da. lasă că am bani de la bunica, am bani din bursă, am bani din alocație și. dar. Le recomand cu. Eu aș fi vrut să pot să lucrez în timpul liceului, de exemplu. Din păcate, nu s-a putut, că nu era nici legislația, nici deschiderea, dar recomand cu toată uh, încrederea să aibă astfel de experiențe. Pentru că astfel de experiență te va ajuta și să-ți dai seama dacă pe ceea ce ți-ai ales îți va plăcea să faci. Adică, e cam trist să descoperi târziu. Da, târziu. da. Zi, da. <laughs> Știu. Dar, până la urmă, banii sunt făcuți să se cheltuie. No? Normal, da, da. Urma să întreb ce-ați recomandat, dacă un loc de muncă la stat sau un mediu de privat? Pentru a, cei care sunt proaspăt absolvenți și tineri, cu siguranță le recomand să încerce un uh, job în corporații sau în privat sau să experimenteze zona de antreprenoriat. Zona de antreprenoriat în România te călește foarte mult pentru că ai niște responsabilități care nu sunt doar pentru tine, ci sunt și pentru cei din echipa ta, cei din jurul tău, partenerii de business. Uh, munca la privat presupune foarte multe responsabilități și foarte multă dinamică și să înveți foarte multe lucruri într-un timp scurt, pe când la stat te duci într-un birou și cred că nici ție nu ți-ar plăcea zona asta, cel puțin nu acum. Probabil când vom îmbătrâni, ne vom schimba părerile, dar noi suntem tine și nu. Absolut, absolut. Da. În regulă, păi îmi place foarte mult cum ați descris locul ăsta de muncă la mediul privat și vreau să întreb dacă ne puteți împărtăși cum a fost, de exemplu, prima zi la locul de muncă. Uh, prim primul an. Da, primul an. Primul an a fost împărțit între doi angajatori, așa cum v-am zis, uh, m-am angajat în urma unui anunț ca și an agent de vânzări, la o companie producătoare de mobilă, ce să spun, prima zi a fost, uh, compania avea un birou, un Brașov aveam colegi, câțiva colegi, unii făceau proiectare pe calculator în, cred că, acad, nu, nu știu cum se numea programul acela. Program se... specializat. Da, așa. Uh, ce să zic, m-am dus, m-am văzut, am cunoscut uh, ownerul de business, uh, colegii și ok, hai să-ți arătăm ce facem noi aici și cum vindem noi mobilier. Cam asta a fost prima zi de muncă. Înțeles. Era foarte interesant, mai ales că nu avea nici în nici în mânecă cu ceea ce parcursesem eu din punct de vedere teorie la universitate. Dar a fost o provocare pentru că toți ceilalți colegi erau... Uh, eu la vremea respectivă aveam 22 de ani jumătate, toți ceilalți colegi erau undeva peste 27 de ani, 28, vechi în companie și știi cum e, când mergi într-o companie, zici hai să-ți spun eu cum merge treaba pe aici, cu cine să vorbești, cu cine să nu vorbești, deși erau puțini. A fost o experiență foarte interesantă, aveam delegații, mergeam la clienți, avem niște mașini care acum, cum să zic, cred că nici nu mai există. <gătos> dar le aveam. Adică, pe vremea aceea, să fii angajat și să ai mașină de serviciu era o mare realizare. Uh... Iar la BCR? La BCR m-am mutat mult mai târziu. Hmm. Ok, dar și ne cum a fost prima experiență, primul contact cu BCR. Uh... Primul contact cu BCR. M-am angajat la BCR în baza unei recomandări. Cineva mi-a zis, uite, se angajează. Eu pe vremea respectivă lucram la Unicredit. conducem o sucursală mică, cinci oameni. În cinci oameni, business e foarte exact. închegat. Închegat, exact și cu provocări. Adică dacă venea o colegă și îți spunea, vreau să-ți spun ceva, însemna ori ori demisie, ori uh, sunt însărcinată. Mm. Și deja te gândeai, aoleu, cum o să înlocuiesc omul, uh, până vine, până învață. Era o provocare ca și manager să, să te gândești la asta. E, în urma, angajarea la BCR a fost în baza unui interviu și în baza unei assessment dat cu o companie de assessment, să zicem, evaluare în termeni. De o companie de consultanță, KPMG. Și toți candidații au fost trecuți prin acele filtre. Ulterior am aflat că ni s-a făcut o super de vreo 20 de pagini, wow. cu plusuri și minusuri. Am trecut-o, a fost o mare să zic, bucurie și provocare pentru că BCR-ul la momentul respectiv, adică în anul 2013, era Banca cotată cu cel mai mare portofoliu de clienți, cu business de care doar trebuia să ai grijă pentru că el exista, versus provocarea pe care am avut-o în cealaltă bancă când am deschis cursala de la zero, deci am plecat de la minus infinit să creez un portofoliu de clienți. Și uh, mă gândeam, a, realmente aveam emoții, deci aveam 37 de ani nu mai făcusem o schimbare de angajator de vreo 9 ani, uhum. trecusem în acei 9 ani prin diverse poziții și provocări, dar am avut emoții și mă gândeam, Doamne, o să mă adaptez, ce oameni o să găsesc, ce a fost foarte, să zic, stresant, așa. <hă> Pe de altă parte, eu primul cont deschis l-am avut la BCR. Ce frumos! Da, deci am și am ajuns, am în echipe în echipă colegi pe care eu mă duceam să-i întreb, mi-a intrat salariul. Pe, pe vrea respectivă nu aveai uh, SMS-uri și alte lucruri în care spuneau, uh, ți-a intrat salariul. Și nu știai, da, știam că napolitanele joie plătesc salariul ale lunii. Dar uh, nu știam, a intrat, n-a intrat și mergeam să-l ridicăm cash. BCR ulterior a fost prima bancă din România care a implementat sistemul de carduri și atunci a fost foarte ușor. L-am îmbrățișat din prima. Deci, cam asta a fost la BCR. Am avut emoții de la o echipă de 5 oameni. Aveam undeva peste 25, deci, pentru mine, ca și om și apoi ca și manager, a fost o provocare. Și am trecut prin multe cu oamenii respectivi, unii dintre ei cum sunt colegi și astăzi și mai râdem așa și glumim. Când vă aduceți aminte. Că mi-aduc aminte, da, exact. Deci cam asta a fost experiența la BCR. În regulă. Vreau să vă întreb ce recomandări sau sfaturi aveți pentru studenții de la SEA? Uh, cum a zis și dumneavoastră, în primul rând le-aș recomanda să vină să facă practică și chiar să acceseze un job part-time. Noi, ca și compania, am fost foarte deschiși și am angajat foarte mulți din uh, studenții universității. Numai departe de uh, această lună avem două colege de la dumneavoastră care s-au înscris, au aplicat și au fost selectate pentru un internship. Uh -huh. După care, în urma feedback-urilor noastre și a faptului că avem nevoie de Oameni tineri în zona de a instrui, de a ajuta, de fapt, clienții să utilizeze aparatele, să utilizeze aplicația George. Un fel de suport pentru colegii mei în, în interacțiunea, să zicem, primară cu clienții care vin pe diverse spețe în, în sucursală. Și feedback-ul nostru a fost foarte bun vis-a-vis -vis de aceste două colege pe care. Ne-am dorit să le avem în echipă și am zis, ok, putem să le luăm în echipă să fie uh, colegi part-time. Uh -huh. Că amândouă sunt studente și una dintre ele doar uh, la anul ar putea deveni full-time. Uh -huh. Am fi luat-o și full-time, sincer. Uh, deci da, asta este cea mai mare recomandare. Să-și să dorească să facă, să facă aceste stagii de practică. Am avut și o colegă de la științe economice care și-a făcut foarte conștiincios practica și ne-a ajutat foarte mult deci să-și caute aceste joburi. Ok, nu vin în bancă, se duc spre alte zone, dar cumva zona asta de internship este o, un fapt foarte bun pentru ei, așa cum am zis, să se cunoască pe ei să vadă cum reacționează în anumite medii de business și dacă acele medii sunt ok cu, și rezonează cu ei. Da, asta le-aș recomanda. Știu că ceea ce se predă astăzi la Universitatea Transilvania este total diferit de ceea ce am parcurs noi ca și în materie și în sine și profesorii îi încurajează foarte mult pe studenți să facă stagii de pregătire, să facă proiecte. Cum faci și tu de altfel astăzi? Da. Tot în cadrul unui proiect. Absolut, absolut, Da. Ok, și ultima întrebare este dacă nu ați mai putea lucra în mediul economic, ce altceva, unde v-ați reorienta? Sincer, m-am gândit totdeauna ce aș face și o eu cunoștința de mea mi-a spus știi ceva tu la felul cum ești nu știi ce cauți în bancă <laughs> uh, și am spus eu știu ce caut în bancă într-adevăr îmi place foarte mult interacțiunea cu oamenii partea de comunicare sunt și mai sfătoasă de fel uh, probabil că într-o zonă din asta de comunicare psihologie, terapie spre zona asta și da, am prietene care s-au înscris la o vârstă la Facultatea de Psihologie, și mă gândeam, zic, uite, nu e o idee, rea, așa, spre bătrânețe, să mergi spre zona asta. <laughs> da, în orice caz, nu m-aș duce spre, spre o zonă în care să stau într-un birou cu calculator în față și multe hârtii, probabil că m-ați găsi ofilită și, <laughs> și total neadaptată. Îmi place să comunic, îmi place să uh, merg către companii, să interacționez cu oameni din companii și ceea ce facem noi la BCR astăzi uh, presupune și, și interacțiunea asta cu companiile, cu mari angajatori, cu um, companiile în uh, IMM din portofoliu. Deci ca să-ți răspund spre o zonă din asta de menținerea comunicării, poate cifre mai puține. Am înțeles. Da. Mai răuți că mai drăguți. Da, asta este, nu pot să spun că am iubit cifre foarte mult, deși și mi am plăcut matematica. Asta a fost una dintre motivații pentru care prima opțiune, când mi-am ales opțiunile la Universitatea Transilvania, înainte de a ști media, am zis, oh, doamne, finanțe, bănci, știi, în 94, când am dat eu la facultate, Bănci erau toți, arătau așa ca niște roboței, roboței calculatoare, multe hârtii și am zis, a, asta nu e pentru mine. Ei, ci să vezi viața. Viața m-a dus în zona asta și lucrez în bancă din 2002. Adică. Mi-am o să de o vorbă de ce-ți de ce e frică de, de a scaf. Scaf. da, da, da. Sau uh, ai grijă ce-ți dorești, să vădă de da. plinești, da. În regulă. Mulțumim mult pentru timpul acordat și pentru toate răspunsurile pe cu care Cu mare plăcere, mult succes în acest proiect pe care îl faceți. E, e foarte important să conectăm generația noastră cu generația voastră. Cred că și noi avem foarte multe de învățat de la voi. Da, dar e mai benefic să învățăm <laughs> noi de la noi. da. În regulă. Mulțumesc frumos. Aici punem punct aceste ediții de conexiuni între generații cu invitata Adela Brează. Mulțumim foarte mult că ne-ați urmărit și vă invităm să aruncați o privire și pe celelalte site-uri pe care activăm, pagina de Facebook a Universității Transilvania sau pe www.alumni.unitbv.ro. Până data viitoare, eu am fost Rare Stanciu și să aveți toate cele bune. La revedere! La revedere!